Bună seara, bun găsit la Telemedica. Eu sunt Elena Oceanu și astăzi o să discutăm despre unul dintre cele mai frecvente tipuri de cancere. Cancerul pulmonar se situează pe primul loc în România, în rândul bărbaților, atât ca număr de cazuri noi, cât și ca număr de decese. Din păcate, estimările recente și comparațiile făcute cu anii precedenți arată că aproximativ 3.000 de cazuri de cancere pulmonare au rămas nedetectate de la începutul pandemiei. Asta înseamnă că aproximativ 3.000 de români suferă de acest tip de cancer agresiv fără să știe. Medicii atrag atenția așadar că o tuse persistentă poate fi și un semn de alarmă pentru cancerul pulmonar, nu doar un semn de COVID. Domnul doctor Radu Crișan, medic pneumolog, o să ne ajute să înțelegem care ar fi simptomele de alarmă în cazul cancerului pulmonar și dacă le putem diferenția de simptomele altor probleme pulmonare sau infecții. Bună seara! Bună seara și mă bucur să vă revăd. Pare bine că suntem din nou în această postură, online deocamdată, poate vor veni și vremuri în care vom fi offline sau, mă rog, față în față. Eu sunt bucuros de fiecare dată când vin la emisiunile dumneavoastră pentru că de obicei avem aceste discuții, să spunem, de interes, provocative și nu mă întrebați câte paturi de COVID mai am. Nu o să mă întreb. Ok, nu o să vă întreb atunci lucrul ăsta. Pentru că o să ne concentrăm mai mult discuția în seara asta pe o problemă mai serioasă, cred, cancerul pulmonar. Și aș vrea să vă întreb dacă, în primul rând, dacă ați observat cumva o scădere a numărului de pacienți care sunt diagnosticați cu cancer pulmonar din cauza asta, a fricii de a ajunge la medic în perioada aceasta. Păi, da. Cred că, de fapt, asta este cea mai importantă piedică în managementul acestor bolnavi, faptul că, sigur, nu numai cancerul pulmonar aici, vorbim și despre pacienții cu alte afecțiuni respiratorii, chiar și cei cu patologie cronică respiratorie, care, iată că, din păcate, au această temere, această anxietate, nu neapărat că poate la început spitalele au fost un pic mai restrictive prin acele ordonanțe de urgență date prin minister cu reducerea internărilor elective. Sigur, atunci în starea de urgență chiar trebuia să facem ca lumea să stea în casă. Probabil din cauza asta guvernul a adoptat aceste măsuri. Ulterior, cu cât pandemia a avansat, cu atât bolnavii care aveau o patologie restantă și poate în mod normal ar fi venit la doctor și s-ar fi investigat, probabil că au tot amânat să treacă pandemia, exact. Și poate din cauza aceasta, într-adevăr, asta este o chestiune foarte reală și nu este nici pe departe, să spunem, influențată în vreun fel de situația politică sau situația economică sau orice altceva. Este pura anxietate de a nu ajunge la spital și să fie diagnosticat sau chiar dacă nu era să fie în postura în care să poată să fie infectat cu SARS-CoV-2. Deci asta este o chestiune clară și reală. Mai ales în ultima perioadă această anxietate a crescut cumva. Au apărut și alții factori care au influențat oamenii și au făcut cumva să se teamă de a merge la doctor. Da, cu siguranță. Acum mai este o discuție, știți? Anxietatea aceasta vine inclusiv pe fondul unei, posibile denaturări a situației. Pentru că, vedeți, și doctorii sau, mă rog, cadrele medicale au comunicat foarte bine și s-a comunicat în această pandemie cu niște date destul de concrete vis-a-vis de SARS-CoV-2. Că se ia, dacă stai la 15, la 2 metri, minim 2 metri, 15 minute, stai și vorbești, trebuie să faci un triaj epidemiologic, dacă ai febră. Plus, aceste lucruri au fost foarte bine, să spunem, mediatizate, dacă vreți, nu știu, cred că ăsta e cuvântul cel mai bun. Ulterior, oamenii, pacienții în general, au prins tocmai această temere. Păi dacă merg la un spital, sigur voi intra în contact cu persoane care au patologie respiratorie și atunci, sigur stau la mai puțin de 2 metri, sigur stau mai mult de 15 minute, deci șansele să fac COVID, deci nu mai merg la spital acum pentru că
Până la urmă nu am o afecțiune așa de gravă. Că vedeți dumneavoastră, cancerul pulmonar, din nefericire, în stadiile în care îl diagnosticăm noi în România, și când spun asta nu arunc o anatemă asupra României sau a sistemului medical din România, ci doar fac o afirmație care este adânc ancorată în realitate. Deci cancerul pulmonar la nivelul acesta este diagnosticat în stadii extrem de tardive. Dacă îl diagnosticăm în stadii incipiente, să fim serioși, este un diagnostic fortuit. Absolut incipient, inaugural, știți, lăsat la voia norocului. Asta este situația. Patologia asta respiratorie restantă sau patologia respiratorie minimă, pentru noi ca națiune, nu este atât de importantă. Noi avem tot felul de mituri. Asta nu este un lucru rău, nu mă înțelegeți greșit. Avem tot felul de mituri, tot felul de legende. Deschidem geamul, ne trage curentul. Ne trage curentul, înseamnă că o să răcim. Dacă tușesc că am răcit. Știm foarte bine lucrurile acestea. Cu atât mai mult cu cât, nu știu, primăvara, toată lumea care tușește, sigur are niște alergii. Pacienții români, deseori, având își găsesc această motivația, nu? Da, cred că mai degrabă găsesc tot felul de explicații. De scuze, de fapt, de explicații, exact. Da, tot felul de explicații din acestea care sunt cumva ancorate în cultura noastră, ca și asta, cum mă trage curentul, că nu știu ce, pentru a nu se investiga. Dar această problemă este o problemă care rezidă de foarte mult timp și are legătură cu condițiile hoteliere din spitale. Are legătură într-o oareșcare măsură chiar cu atitudinea personalului medical. Și vedeți, s-a creat așa în jurul sistemului sanitar încă de, nu știu, 20-30 de ani, când nici investițiile în sănătate nu au fost importante. Poate mai mult în zona asta privată, dar nu toată lumea are bani să dea pe servicii medicale private, pentru că ei plătesc și asigurarea de stat. Iar la stat, spitalele nu toate arată foarte bine, unele chiar nu arată bine deloc. La stat, eu știu, personalul medical este stresat, supraaglomerat, multe lucruri nu sunt clare, foarte puțin au un sistem de programări și chiar acele care le au oamenii, nu, este mult prea greu sau oamenii nu știu să programeze. Și toate aceste lucruri adunate duc la o anxietate a pacientului din România, care găsește mai degrabă tot felul de piedici decât de a rezolva problema. Și atunci rămâne cu o simptomatologie din aceasta, să spunem, trenantă, pe care el o tot explică. Fie că a răcit, că are o alergie, că acum mai nou toată lumea a auzit de boala de reflux și la boala de reflux tușești, deci poți să tușești și la boala de reflux și uite așa se perpetuează. Da, chiar boala, cancerul pulmonar, în cancerul pulmonar, în această boală, tusea are un anumit, nu știu, anumite caracteristici, e diferită de tusea care apare în cazul unei simple răceli sau în cazul alergiei? Sigur că da. În cazul neoplaziilor pulmonare, tusea are un caracter persistent în primul rând. Toți acești pacienți au de altfel niște caracteristici. Una dintre cele mai importante caracteristici este statutul de fumător sau expus la noxe respiratorii. Deci în momentul în care ne gândim la un pacient cu neoplaz pulmonar, ne uităm la un tușitor cronic, ca să spunem așa. Un pacient care tușește de mult timp și care cumva s-a obișnuit cu acest statut. Dacă vorbim despre un pacient fumător cu BPOC, de exemplu, care are o patologie pulmonară cronică, acest bolnav va fi obișnuit cu tusea. El se trezește dimineața, face toaleta bronșilor, se numește. Sau așa se numea în cărțile vechi, acum 100 de ani, când a făcut eu școală. Adică bolnavul peste noapte acumulează secreții, el are un clearance mucociliar, adică acel aparat care în mod normal și fiziologic secrețiile acestea în timpul somnului le mobilizează și noi le înghițim fără să ne dăm seama. Are acest clearance mucociliar, așa cum se numește el, un pic sau poate chiar de tot paralizat. În momentul în care secrețiile rămân, pacientul când se trezește are reflex de tuse și tușește. De-aia spune toaleta bronșilor. Un pacient fumător vechi cu BPOC tușește dimineața și expectorează. Bun. Aceste lucruri se întâmplă o dată, se întâmplă de două ori.
Bolnavii sunt cronici, iau tratament, iau spray, nu știu ce, în fine, tratamentul lor cronic prescris de medicul curant și se obișnuiește cu aceste simptome. Ele sunt mai accentuate câteodată în perioadele de exacerbare sau, din potrivă, sunt niște simptome restante cu care noi îl învățăm pe bolnav că e normal să trăiască cu ele, că e normal să le aibă, pentru că are o patologie cronică. Ok. Acest bolnav are niște perioade de exacerbări. Iarăși, acești bolnavi, de obicei, își știu foarte bine, ca să spun așa, momentele de exacerbare și ei știu până unde pot să tolereze. Adică pot tolera până la un anumit nivel, ulterior, dacă nu mai pot respira, dacă tusea este pun prechinuitoare, dacă, atunci pacientul vine la spital. Și la spital, sigur că îi se fac investigațiile și așa mai departe. Mulți bolnavi, în schimb, rămân, cum zic și ghidurile, la o limită de tolerabilitate a simptomatologiei. Ei, având acești factori de expunere, cum ar fi fumatul sau expunerea la noxe respiratorii, oricare ar fi ea, fie că a lucrat într-un mediu toxic, fie că trăiește într-o zonă extrem de poluată și, sau, mă rog, în fine, are și un determinism genetic, atunci nu consideră simptomele ca fiind alarmante. Dacă o persoană, să spunem, fără o patologie respiratorie, o persoană tânără care începe să tușească astăzi, mâine, poimâine, nu se gândește că are cancer pulmonar, dar merge la doctor, se face o radiografie, se fac niște investigații, poate merge doar la medicul de familie fără aceste investigații și ia un tratament antibiotic și dacă nu trece, medicul de familie știe și îl trimite în continuare să facă investigații. Bun. Pentru bolnavii aceștia, bolnavii cronici sau aceștia cu expunere, lucrurile trebuie să stea tot la fel. Adică tot în momentul în care, dacă tratamentul lui cronic, tusea, nu-i trece, are în continuare simptome, are simptome de dispneie și mai, adică lucruri care se accentuează, care le avea înainte și sunt accentuate, sigur că trebuie să ajungă la spital. Ei, aici intervine problema că nu mai ajunge la spital. Există și bolnavi, acum cel puțin, dar există și bolnavi care, în ciuda agravării acestei simptomatologii, aleg să o ignore. Sunt acei bolnavi pe care noi deseori îi întrebăm dacă au lipsă de aer, dacă au toleranță la efort și ei spun nu. Pentru că dispnea, spre exemplu, această senzație de lipsă de aer, este o chestiune pur subiectivă. Nu știu dacă am mai discutat cu dumneavoastră acest lucru, dar eu cred foarte mult în acest subiectivism al dispneei. Posibil să mă repet, știți, nici eu nu mai sunt tocmai tânăr. Nicio problemă. Când spun că are un determinism pur subiectiv, mă refer la faptul că două persoane care au un calibru diferit respirator percep dispnea diferit. Și o să vă dau acest exemplu cu persoanele care sunt de față, adică eu și cu dumneavoastră. Eu sunt bărbat, supraponderal, nu știu, poate nu sunt suficient de antrenat și urc repede până la etajul 4. Am un grad de dispneie. Mă întreabă cineva, ai obosit? Păi, eu nu vreau să arăt că am obosit. Nu, de-abia am simțit aceste 4 etaje, n-am nicio problemă. A, respir cam greu. Da, respir că am nasul înfundat, că am rinită, că nu știu ce. Dumneavoastră, sunteți fit, da, semnificativ mai tânără, cu mult mai puține kilograme decât mine, urcați până la etajul 4 și vă întreabă cineva, te simți? Da, nu mai pot să respir. Pentru că percepeți dispnea după efort așa și alegeți să o exprimați. De asta este o chestiune subiectivă. În momentul în care întrebi un pacient, dom'le, ai lipsă de aer când faci efort? Oamenii pot să spună da, cum am dat exemplu un pic mai înainte, pentru că nu sunt obișnuiți cu acel efort, dar de altfel să fie absolut normal pulmonar, alții pot spune nu. Pentru că subiectivismul înseamnă că și aleg eu personal ca pacient să-mi limitez activitățile zilnice, astfel încât Să să nu nu mă pun obosesc. în care să obosesc. Exact. Și anamnestic, sau mă rog, în discuție cu pacientul, este extrem de dificil din acest punct de vedere. Sigur că testele funcționale respiratorii or să-mi arate că nu este chiar așa. Dar, apropo de motivul pentru care ajung oamenii la spital, păi este simplu. La fel, știți cum este și vorba aceea românească. Nu muncesc ca să nu greșesc. Adică nu urc până la nu știu ce etaj, deci mă obosesc.
Este Da. absolut normal. Foarte. De obicei oamenii ajung la medic atunci când îi doare ceva. Și apropo de asta, Păi, durerea în apropo piept de. poate să fie un semn de alarmă? Durerea toracică este o chestiune atât de complexă încât Societatea Română de Pneumologie a dedicat în urmă cu, cred că vreo 2 ani, un simpozion separat și a fost un simpozion foarte în regulă. Durerea toracică este o chestiune complexă. Sigur, orice simptom la o adică care are legătură cu toracele poate fi determinat de cancerul pulmonar. Dar în momentul în care este un diagnostic de cancer și apare durerea toracică, lucrurile sunt extrem de depășite pentru că plămânul nu doare. Dar doare pleura și peretele toracic, de asta înseamnă că tumora deja a invadat peretele toracic, coastele, mușchii. Da? Deci durerea toracică asociată unui cancer pulmonar este extrem de, un prognostic extrem de prost. De ce nu vin oamenii la doctor? Păi uite, și din cauza asta. Pentru că simptomele pot fi variate, ca să zic așa. Odată cu tuse, odată cu dispneia. În general vin când lucrurile se alarmează. De exemplu, au hemoptizie. Tușesc și scuipă sânge. Dar Când tușesc bănuiesc și. că și acest simptom apare tot cumva în stadii mai avansate ale cancerului. Significativ mai avansate, sigur că da. V-am spus, noi în România diagnosticăm fazele, dacă vreți, operabile, incipiente ale neoplaziilor pulmonare, absolut fortuit. Cineva vine și își face o radiografie de umăr și din partea cu plămânul se vede o opacitate, merge și o investigează. Nu știu, am avut inclusiv cazuri în care oamenii se căutau abdominal pentru patologie hepatică, pentru diverse, nu știu, alte boli pe care le aveau cronice și medicul le prescria o investigație, să spunem, anuală, se prindeau la imagistică bazele plămânilor și vedeau acolo o opacitate și trimitea la pneumolog. Singurul lucru care ne lipsește, și când spun că ne lipsește, ne lipsește că nu este, să spunem, legiferat în vreun fel, și asta nu e valabil numai pentru cancerul pulmonar, foarte puține boli beneficiază de screening, adică există o grupă de risc, bărbat peste 45 de ani, fumător, obligatoriu o radiografie pe an. E chestie Dar obligatorie. Nu e dăunătoare o radiografie pe an? Nu. Că ne radiază totuși. Ați mers cu avionul recent? Recent nu, da. Până la pandemie, da. Ați mers, da? O radiografie toracică pe aparatele noi digitale radiază cu o călătorie de la Iași la București. Am înțeles. Atunci adică, e clar. De câte ori ați merge de la Iași la București? Într-o lună? Nu știu. Probabil o dată pe lună, să spunem. Habar n-am. Nu știu, să spunem. Eu, de exemplu, sunt ieșan și acum, în fine, am călătorit mai puțin, tocmai datorită pandemiei, dar când erau mai multe evenimente medicale, când aveam întâlniri fizice la Societatea Română de Pneumologie, cred că mergeam măcar de 2 ori pe lună la București. Cu cam avion. Asta este expunerea. Cu avion, bineînțeles. Și, repet, expunerea radiologică o singură dată este similară cu o călătorie, v-am spus, de la Iași la București. Nu este absolut nicio problemă. Deci nivelul de radiație e foarte scăzut oricum. N-ar da, trebui să ne facem griji din cauza noi asta. Noi urmărim bolnavi în clinică și le facem radiografie și la 2 zile, și la 3 zile. Vrem să vedem care este evoluția. S-au schimbat foarte multe tuburile Röntgen vechi, acelea pe care, mă rog, despre care auzisem că sunt nocive dacă te expui foarte mult. Într-adevăr, acelea iradiau foarte mult, dar acum, mă rog, și partea aceasta este dată în partea digitală, în sfera digitală și nu mai este nevoie de o cantitate atât de mare de radiații care să impresioneze un film. Senzorul este digital, exact ca la aparatul de fotografiat și lucrurile sunt mult mai simple. Dar interesant subiectul pe care l-ați abordat. Cancerul pulmonar este o chestiune extrem de serioasă, pentru că eu mi-aduc aminte din perioadele în care primeam mulți pacienți în gardă și adresați mulți pacienți, mai ales în aceste perioade în care, să zicem, se îngână primăvara cu iarna, în care oamenii fac infecții respiratorii și la un moment dat
fac niște infecții respiratorii grave, sau mă rog, se agravează, ajung la spital și când se face o radiografie ne înspăimântăm de gradul de infiltrare, de gradul de avansare al tumorilor pulmonare. Este foarte important lucrul ăsta. Și atât de mult timp pot avansa tumorile fără să dea niște simptome așa alarmante care să-i trimită pe oameni totuși la medic? Depinde de localizare. Dacă sunt tumori localizate mai periferic în parenchimul pulmonar, cel mai probabil da, pentru că acestea, v-am spus, dau niște simptome din acestea nespecifice, cum ar fi tusea, cum ar fi o ușoară lipsă de aer, pe care omul le pune. E, uz gras, fumez, de asta, tușez, păi a schimbat țigările. Știți, lucruri din astea românești, știi? M-a tras curentul, am băut rece, toate aceste explicații, le-am auzit pe toate, să știți, de-a lungul scurtei mele cariere. Și spuneați de screening, care ar fi foarte important. Screeningul ar trebui să cuprindă, spuneați, o radiografie pulmonară anuală pentru fumători în special, bănuiesc? Sau cine ar trebui să facă screening? În ghidurile internaționale, screeningul cancerului pulmonar, v-am spus, se face la orice, la toate grupele de risc. Bărbați peste 45 de ani, fumători, cu istoric de expunere la noxe respiratorii, cum ar fi cei care au lucrat în mină, cei care au lucrat în turnătorii, cei care lucrează cu substanțe, cei care, în fine, sunt expuși în mod obișnuit la, de exemplu, inclusiv la substanțele acrilice, substanțele volatile și așa mai departe. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, se poate face screening-ul pur și simplu al populației și putem considera un screening pentru cancerul pulmonar, inclusiv acel screening din focarele de tuberculoză, spre exemplu. Orice radiografie pulmonară sau orice nodul pulmonar este suspect neoplazic și trebuie investigat. Cu atât mai mult cu cât se pot face și niște analize. Sunt mai multe... În fine, acum au apărut foarte multe enzime, să spunem, sau substanțe din sânge care se dozează, ca să înțeleagă toată lumea, și care, spre exemplu, sunt markeri pentru cancerele pulmonare. Am în înțeles, general, deci putem afla dacă există un cancer pulmonar și cu ajutorul unor analize de sânge? O suspiciune mai degrabă. Deci pot face markeri tumorali pulmonari. Mă rog, în general, laboratoarele de la unele care le fac simple, chiar și în spitale, până la tot felul de marker tumoral complex și unul care se fac la laboratoarele private, sigur, nu sunt neapărat ieftine, dar este o variantă și asta, se pot face și acestea. Sunt foarte multe metode de diagnostic, dar cel mai simplu diagnostic este așa, pacient simptomatic merge la doctor, face radiografie. Pacient peste 45 de ani, indiferent că este bărbat sau este femeie, în România, unde politicile, sau mă rog, ne aflăm în fața unui eșec evident al politicilor de renunțare la fumat, ar trebui o radiografie pe an pentru toată lumea, cum se fac analize anuale. Sunt oameni care respectă acest lucru. Apropo, în fiecare an își fac un set de analize și își fac și o radiografie pulmonară. Eu cred că acest lucru trebuie să intre la o adică în recomandările standard și opționale medicinei de familie. Pentru că, din păcate, cancerul pulmonar nu se aude cu stetoscopul. Nu pot să ascult decât, sigur, dacă este o infecție supraadăugată și atunci sunt niște eventuale evenimente acustice pe care le detectăm. Cancerul pulmonar poate da infecții respiratorii foarte ușor, pentru că tumora crește, scade foarte mult calibrul bronșic, deci bronșile, mă rog, prin care trece aerul datorită tumorii, ele vor fi, în fine, cu calibru îngustat. Aici se va crea o zonă în care, eu știu, aerul nu mai trece corect, deci apare și dispnea, dar în spatele ei stagnarea secrețiilor duce la suprainfecția bacteriană. Deci, practic, și ăsta este un semn de alarmă, persoana care face frecvent infecții respiratorii și cam în același loc, poate ar merita, dacă nu se vede mare lucru pe radiografie, să facă un computer tomograf. Diagnosticul de certitudine, dacă vreți, este destul de simplu. Suspiciunea se ridică pe radiografie, se face computer tomograf care descrie tumora, îi descrie localizarea, îi descrie raporturile cu structurile învecinate. Computer tomograf
observă și ganglionii care sunt adiacenți tumorii și, evident, dacă sunt și alte tumori, ca de exemplu metastaze din aceeași tumoră primară, pe o parte sau pe cealaltă. De obicei, aceste metastaze pot apărea în plămânul contralateral, deci pe alături. Dacă au făcut tumora primară pe stânga, ea apar pe dreapta și invers. Deci, computerul tomograf este electiv. Ulterior, trebuie pus un diagnostic de certitudine, care se pune printr-o biopsie. Fie că această biopsie se face prin chirurgie clasică, iarăși cum scria în cărțile din care am citit eu acum mult, mult timp, asielul vert, adică efectiv se deschide pacientul ca la o operație. Dacă se poate exciza tumora, se face excizia zonei respective cu limitele oncologice, fie că este lobectomie, adică se scoate întregul lob al plămânului, fie că este o rezecție atipică, se scoate doar o parte, fie se poate scoate chiar și tot plămânul dacă așa se indică, sau operația este doar în scop diagnostic, se face o incizie mai mică și se ia o bucățică din tumor pentru a vedea care este cura următoare, pentru că cura cancerului pulmonar este fie chirurgicală, fie prin chimioterapie și sau radioterapie. Sunt acum chimioterapice destul de noi, destul de eficiente. Și dar imunoterapie general, chiar. Și imunoterapie, sigur, v-ați documentat foarte bine. Imunoterapia care este una dintre cele mai promițătoare terapii în tratamentul cancerilor în general, dar în mod particular pentru cancerul bronhopulmonar. Rata de supraviețuire, din păcate, este foarte mică, 50% la 2 ani, mă rog, și scade pe măsură ce trecem. Depinde foarte mult și de stadiul tumorii. Stadializarea este după, în fine, o clasificare, nu are rost să o spunem acum, dar e important că doar stadiul în care găsim cancerul, de exemplu, dacă e în stadiul T1A sau T1B, repet, nu are important cum se stadializează, în funcție de dimensiunea tumorii și dacă are sau nu are ganglioni în jurul ei, rata de supraviețuire este diferită. Dar e vindecabil cancerul pulmonar în anumite situații? Din păcate nu. Dar există situații de pacienți cu cancer bronhopulmonar care au fost vindecați prin cură chirurgicală. Deci chirurgical, da, greu de spus. Depinde foarte mult de stadiul în care este găsit. Una este să găsești o tumoră mică, bine localizată, fără alte metastaze, fără o diseminare la distanță, fără ganglion, să o scoți și omul își continuă viața. O viață normală, pentru că putem trăi fără o mică bucățică din plămâni. Alta este să găsim o tumoră într-o parte. În cealaltă parte, nu știu câte alte metastaze, ganglioni la distanță infiltrați și eventual metastaze cerebrale. Este dramatic. Eu mi-aduc aminte, așa, vorbind cu dumneavoastră, îmi trec prin fața ochilor niște flash-uri vis-a-vis de pacienți. De pacienți, da, pe care i-am întâlnit, adică au fost adresați în gardă cu simptome respiratorii și când le vedeam, în fine, imagistica, erau incredibil de avansați. La prim diagnostic, cum v-am spus, asta este o mare problemă a sistemului nostru sanitar. Din păcate, așa este, da. Însă, da, așa cum spuneați, lucrul ăsta se întâmplă mai degrabă la noi în țară, pentru că am avut un interviu cu un medic, un chirurg specialist în chirurgie toracică din Viena, chiar o să intre în cele ce urmează materialul, și ne spunea că cel puțin acolo ei consideră deja cancerul pulmonar vindecabil chiar și în stadii mai avansate și că sunt situații în care pacienții au nevoie să fie, nu știu, să le fie rezecat o parte din plămân sau chiar întreg plămânul, drept sau stâng, și apoi duc o viață cumva normală. Exact asta vă spuneam și eu, se poate, același lucru îl facem și noi, dar apariția metastazelor face cazul inoperabil. Pentru că nu le poți scoate pe toate, sau mă rog, nu poți scoate metastazele la infinit și atâția plămâni sunt, doar doi. Deci da, într-adevăr, se poate face această rezecție, o facem și noi în România, se poate scoate plămânul cu totul încă o dată, dar dacă sunt metastaze la alte organe,
beneficiul pentru pacient de a-l supune la operație și el să trăiască cu celelalte tumori care trebuie chimiotratate, radiotratate, este foarte mic în comparație cu gravitatea și cu, cum să vă spun, cu recuperarea care vine la pachet după o asemenea operație. Așa este, da, într-adevăr, de asta e important să ajungem totuși la medic la timp și să nu așteptăm până când ne duce boala la medic și în stadii avansate. Eu vă mulțumesc mult pentru informații și pentru prezență. Și eu vă mulțumesc. Și după o scurtă pauză o să avem, așa cum vă spuneam, un material cu domnul profesor dr. Walter Klepetko, unul dintre cei mai renumiți specialiști în chirurgie toracică și oncologică din Austria. Domnul profesor ne-a explicat cum poate fi tratat cu succes sau chiar vindecat cancerul pulmonar, chiar și în stadii avansate. Însă, înainte de asta, aș vrea să vă mai întreb pe dumneavoastră, domnule doctor, pentru că ne-ați spus de... Vă mai rețin puțin și vreau să vă mai întreb dacă infecțiile repetate la plămâni, pentru că spuneați că pot fi o consecință a cancerului pulmonar în anumite situații, dacă pot fi și o cauză aceste infecții repetate și netratate la timp. În general, orice agresiune asupra plămânului poate fi o sursă de neoplazie, dar asta nu înseamnă că bolnavii care fac des infecții pulmonare datorită, de exemplu, unui sistem imunitar deficitar, sunt neapărat candidați pentru un cancer pulmonar, dar cei care, cum să vă spun, lucrează într-un mediu toxic și sunt și anumite materiale care s-au dovedit ca fi demonstrate în apariția cancerului pulmonar. De exemplu, nu știu, azbestul este clar demonstrat că este una dintre substanțele care provoacă în mod cer 100%, la fel ca și fumatul și așa mai departe. Adică, mai degrabă, mediul și poluarea, dacă vreți, chiar poate fi un pacient nefumător dacă merge cu bicicleta printr-un oraș poluat, este ca și cum, ar fuma. Apropo, era, nu este o glumă, este o realitate, dar este culmea că în, cred că în București a fost ce a făcut acest studiu și spuneau că la ora de vârf, în Piața Victoriei, cineva care merge cu bicicleta și stă 10 minute, este ca și cum ar fuma un pachet de țigări pe zi. Deci, da, dacă în fiecare zi stai 10 minute în Piața Victoriei, unde sunt, în fine, foarte multe mașini care și staționează în acel sens giratoriu, da, deci există și aceste analogii. Sunt mai în toate orașele pus și senzori care arată poluarea. Poluarea este unul dintre factorii care va duce patologia pulmonară probabil la unul dintre cele mai înalte niveluri, așa cum nu cred că au previzionat specialiștii, când se spunea că până anul 2020 BPOC-ul va fi a cincea cauză de mortalitate, este a treia cauză de mortalitate. Deci, probabil că acesta este prețul pe care îl plătim pentru industrializare, pentru stilul acesta de viață și pentru, bineînțeles, toate aceste beneficii pentru care se poluează atmosfera. Oamenii sunt mai stresați, în fine, inclusiv stresul, secreția de cortizol, sunt foarte mulți factori care, de altfel, sunt generatori pentru toate cancerul, nu numai pentru cancerul pulmonar. Este un subiect trist pentru mine, ca să zic așa, pentru că în fața unui bolnav cu cancer pulmonar care se sufocă și nu știi foarte bine că nu mai ai resurse, cel puțin pacienții terminali, să știți că medicii sunt extrem de neputincioși și nu sunt, cum să vă spun, nu sunt resurse. Este foarte dificil să trăiești cu tine însuți, mai ales în momentul în care știi că pacientul respectiv se va pierde. Și este trist că nu avem suficiente programe de diagnostic precoce și, deși, instrumente și specialiști și dotări avem pentru cura chirurgicală și oncologică a cancerului pulmonar. Din păcate, cazurile care sunt adresate sunt extrem de depășite. Vedeți, noi avem nevoie de mai multe paturi de paliații. De ce? Fix din acest motiv. Păcat. Politicile antifumat sunt aproape inexistente. Și așa mai departe. Dar n-au mai scăzut cazurile de cancer pulmonar după adoptarea legii antifumat? Nesemnificativ, ca să zic așa. Pentru că
Cred că am mai zis, asta cu siguranță am mai spus-o aici. Știți, educația, ca și medicina, nu se face cu bățul. În păcate, se face prin comunicare. Da, într-adevăr. Deși uneori probabil că ar fi util și mai puțin mai dur. Da, depinde. Dacă lucrurile sunt adoptate cu strictețe și cu Și mă refer duitate. mai degrabă la niște amenzi mai usurătoare, poate. Da, uitați-vă ce se întâmplă cu restricțiile evidente pentru pandemie. Unii oameni aleg să nu le accepte, ba dimpotrivă să se revolte. Tot timpul va fi cineva care nu va fi de acord cu asta. Să știți că și în alte țări s-a întâmplat același lucru, ce s-a întâmplat și la noi. În momentul în care s-a interzis fumatul, spre exemplu, în spațiile închise, au fost țări în care s-au făcut și demonstrații publice. La noi nu am auzit încă demonstrații publice, dar au fost. Adică societatea răspunde foarte greu la niște politici din acestea imperative. Mai degrabă, cred că o conștientizare colectivă, felul în care se comunică și, dacă vreți, dovezile care sunt aduse populației, mai degrabă îi face să se gândească de două ori dacă se aprinde o țigară când sunt tineri sau în fine. Da, și cu dovezile. Știți cum e, că fiecare fumător are un exemplu de alt fumător bunic care a fumat mult timp și a trăit 100 de ani și nu s-a îmbolnăvit. Da, pentru că excepțiile sunt excepții și noi, nu înțeleg, noi le considerăm excepții doar când nu ne convin într-un context social, dar când aceste excepții ne sunt favorabile în context, sigur nu mai sunt excepții, ci sunt aproape reguli, nu? Într-adevăr, așa este. Eu vă mulțumesc mult, domnule doctor, pentru prezență și pentru informații. Vă invit să rămâneți în continuare și să urmăriți un material în exclusivitate cu domnul profesor dr. Walter Klepetko, unul dintre cei mai renumiți specialiști în chirurgie toracică și oncologică din Viena. Domnul profesor, așa cum vă spuneam, o să ne explice cum poate fi tratat cu succes cancerul pulmonar, chiar și în stadii avansate. După o scurtă pauză, o să discutăm și despre cauzele genetice ale cancerului și despre testele care ne pot ajuta să identificăm dinainte riscul de a face cancer. Vă invit să urmăriți materialul.